O invită acum alături de mine pe una dintre cele mai apreciate actrițe românce, care are o poveste impresionantă, nimeni alta decât frumoasa, spectaculoasa, Maria Dinulescu! E greu, Maria, să nu ne luăm în brațe. Hai să stăm la o distanță să apreciabilă. Păstrăm distanța, ține mâna așa întinsă, e perfect, suntem la distanța Hello. Regulamentară. Ce faci, Maria? Foarte bine, tu ce faci? Arăți răvășitor. Da, de fapt am zis foarte bine așa, mecanic. Da? Da, îi spuneam colegii tale că am fost puțin stresată mai devreme. De ce? Eram așa încântată că ne vedem și aveam o bună dispoziție. Și am dat o audiție online, în limba italiană. Da. Și eram singură într-o casă. Și? Și în momentul în care am înregistrat o chestie pentru Instagram, 15 secunde, se aude, în momentul în care zic în italiană, sunt romenă, se aude în spate o voce masculină care spune, guarda mie. Șoptit. Guarda mie. Da, și am trimis unui coleg sunetist să asculte, să încerce să vadă despre ce e vorba și a zis că da, e o voce masculină, dacă am avut deschis ceva, un calculator, ceva, nimic. A fost și stă un pic așa stresat. Da, lasă, nimic, reface chestia asta. Practic vrei să joci acum din nou în filme italiene, dai casting? Am dat 3 castinguri. Am dat pentru Malta, pentru un film în Malta, pentru un acum film în Anglia și online, în Italia. Nu, unul l-am dat ieri în România cu un agent, cu un director de casting. Unul l-am dat online și cel de astăzi online, în italian. Foarte frumos, oameni buni. Deci priviți Maria. Guarda mia. Guarda mia, Maria Dinulescu, actriță, ați aflat de castinguri pentru Malta, Italia, a jucat în filme. E bine că au revenit, este toată... extraordinar. Eu vreau să le spun altceva oamenilor. Zim, iartă-mă că mai am mai plescă așa sau mai înghit greu, dar am mâncat ceva sos iute mai devreme, foarte iute. Ok. Mi-ar plăcea să vii tu la sosurile iute, aș avea niște întrebări pentru tine. Nu, mulțumesc. De ce? Colega ta, Alexandra, care e foarte drăguță, mă întreabă, Maria, vrei să facem un joc? Nu, mi-e frică, Dar vreau să spunem oamenilor, tu puteai să fii preoteasă. Astăzi o avem alături de noi pe Coana Preoteasa. Ah, ce frumos ar fi fost. Nu? Ai fi vrut să fii preoteasă. Extraordinar, da. Bine, mi-ar plăcut dacă aș fi fost bărbat să fiu preot. Nu mi se pare ceva mai frumos pe lumea asta decât să poți să slujești oamenii în numele lui Dumnezeu și să transmiți oamenilor înțelegerea pe care tu o simți și să transmiți ceea ce scrie în Biblie în cel mai natural și mai simplu mod posibil oamenilor. Chestia asta vine din familie, de la bunici? Nu, de vine din inimă. Când eram mică, pur și simplu știam că eu m-am născut ca să trăiesc în numele lui Dumnezeu. Și? Și nu am fost bărbat, deci nu sunt preot. De aceea mi-am dorit foarte mult să mă căsătoresc cu un viitor preot. Numai că devenind actriță, nu avem voie în religia noastră să ne căsătorim cu preoți. Cu viitor preoți, că nu te poți căsători înainte ca ei să devină preoți. Da, ți-ai fi dorit chestia asta enorm, foarte tare. Enorm. Da, știi, ok, când erai... Enorm. Știi, mergeam la... Iartă-mă. Mergeam la biserică vineri, sâmbătă, duminică, când eram copil. Și mergeam și întotdeauna mă gândeam, eu aș putea să spun, știi, că la final citește cineva din Biblie. Și visam să împlinesc 14 ani și știam cum o să fiu îmbrăcată, cum o să arăt. Și știam că eu dacă mă duc acolo și citesc Biblia, oamenii care vin la biserică la vor înțelege exact ceea ce transmit. Mă gândeam că pot să transmit lucrul ăsta. Dar de unde vine? Bine, asta e așa, e foarte romantică ideea de a fi preot, vine... că e o dificultate foarte mare. Dar de unde vine? Te duceau bunici la biserică? De unde ai... căpătat nu, cred că foarte mulți dintre așa, noi. De biserică. Nu, și tu mergeai, nu? Da. Îmi plăcea să cânt, bineînțeles, nu prea aveam voce și atunci nu prea cântam, dar, mă rog, era singurul loc unde aș fi putut să mai cânt. Dar, nu știu, noi toți copiii mergeam. De asta spun, venim în cea bunica mea, Dumnezeu să o ierte, în fiecare duminică, exact cum spui tu, la biserică, știi? Cred că mai erau și niște un cuplu care nu aveau copii și lor le era foarte drag de noi și noi aveam o relație foarte bună, probabil că eram foarte atașată emoțional de ei. Nu-mi dau seama, dar mă simțeam foarte, dar foarte bine. Dar cum se mai poate îndeplini visul dacă te măriți cu un preot? Nu, pentru că sunt actriță și este considerat că... Deci dacă renunți la actorie? Probabil, dar acum sper să existe și alte modalități. Dar nu vezi că nu mă mări, nu se leagă nimic în și viața asta. Și cunile legate? Nu! Și ciucă le are. Nu, cine are? Ciucă, al nostru, are cunile legate. Așa, bărbat frumos? Da. Nu e posibil. Băi, ciucă, ce înseamnă, mă, să fie actriță? Ai văzut cum a zis? Așa, bărbat frumos, a schimbat și tonul. La noapte o visez. Când văd un bărbat frumos... E doar drăguț, să-ți dai seama, că nu crede ce zice. La nu noapte cred. O visez, ascultă-mă. Crezi că sunt mincinoasă? Uite, vorbim despre Dumnezeu. Nu cred că ești o foarte bună actriță.
Băi, ce păcat am prins regulile astea de COVID, băi, Ciucă, bă. Noi am mai avut niște castinguri aici cu Ciucă, da? La un moment dat. Da? S-a sărutat cu Monica Bârlădeanu, cu Diana Sara, adică pentru un rol în film. Da, deci nu. Am luat toate rolurile. Că e COVID, clar, n-aveam cum. Da, trebuie să stăm distanțați, dar da. Păcat, Ciucă, poate prindeai vreun rol. De preot, Doamne, Maica Domnului. Ne afectează pe toți pandemia, Cătălin. Și acum tu e singură? Doamne Dumnezeule, te rog, ajută-mă. Căsătorită nu sunt, dar îmi face plăcere să țin aceste două inele. Acum, hai să mai zic altele. Nu, dar uite, îmi face plăcere să vorbim despre Dumnezeu. Și de ce? Pentru că nu foarte mulți oameni se simt cu un confort să vorbească despre asta sau să aibă încredere sau, nu știu, și eu am avut, după ce l-am pierdut pe Cristi Nemescu, după ce l-am pierdut pe tatăl meu, cea mai importantă persoană care a existat în viața mea, și o numesc persoană, așa am tradus-o eu atunci, a fost Dumnezeu, care m-a ajutat extraordinar de mult. Aveai cu cine să vorbești, aveai cu cine să și comunici, cu cine da, să-i spui ce și ai era pe o suflet. Relație. Dar când l-am pierdut pe Cristi, am înghețat emoțional. Nu am putut să judec nimic, nu mi-am permis să judec, dar am fost foarte blocată. Și acum un an de zile m-am dus la biserică, am ținut post, m-am dus la biserică și m-am spovedit după mult timp. Și am spus preotului că îmi doresc foarte mult să mă pot ruga, pentru că nu mă mai rugam. Și mi-a dat să citesc în fiecare seară Psalm 50. Tot acest an l-am citit, acest an pentru mine a fost unul extraordinar. Extraordinar. Și e important că pot să mă rog chiar dacă doar citesc. Dar am început să zic iar Tatăl nostru și pentru mine e foarte important. Mă simt foarte împlinită. Și acum mergi duminica la biserică? Încă nu. Dar după ce am pățit mai devreme cu guarda mea, mă opresc sigur într-o biserică să mă relaxez, că am un avion mâine și deci nu vreau să mă gândesc mai la nenorociri. Ce s-a întâmplat? Deci tu dădeai un casting pentru Italia? Nu, ziceai ceva da, deci mă pregăteam pentru castingul pentru Italia, da? Făceam un video pentru Instagram. Și exact, și tu povesteai, ziceai. Și ziceam, și citeam de acolo, și ziceam, a, sună romană, bla, bla, bla. Și după ce m-am uitat la video, și când m-am uitat la video, o voce în spate de nicăieri se aude o voce de bărbat care șoptește, guarda mie. Adică? Ce înseamnă să bărbat? Uită-te la mine. Bine, nu mai zic că în video e și o imagine, o fotografie cu un bărbat. Bine, asta dacă începem să o... Amicul meu care este sunetist a zis că nu crede în așa ceva, are 20 de ani de experiență, să nu fac probleme. Iar asta ai făcut-o înainte să intri în direct? Da, 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 când eram... Dai filmarea? Da. Dă-o încoa să o vedem. O am pe telefon. Păi ia telefon. Vă trimit. Da, da, da. Deci, a, și tu spui că de nicăieri, dintr-o dată, vorbim... Pe masă albă. Ai auzit? Guarda mea, deci, uite-te la mine. Deci, crede-mă. Guarda mea, uite-te la mine, nu? Da. Voce masculină. Știi că poate să fie vocea ta, să se audă nu știu cum. Și era o casă unde nu-i nimeni. Dar sunt foarte multe fotografii cu tot felul de personalități, cu... Adică crezi că a fost un mesaj de undeva? I don't know. Nu vreau să... Chiar nu, pentru că nu am un adevăr, nu pot să speculez și să vorbesc tâmpenii nefiind. Acela e, da, pe masă. Acela. Ia, dă telefonul, hai că și da, acela. Și mâine zbor la Stockholm. Da. Și eu am frică de zbor. Imaginează-ți. Și acum ai auzit mesajul ăsta? Nu, acum vorbim... Elimin, da, facem mișto despre chestia asta, mă duc la biserică și îmi revin. Ia, dă-mi coace, dă că dau cu sonar, dă-i tare. O pierdere în scara apare cu este dialect, sono romena. Ia. O del est, in questo caso, che sappia parlare corretamente. Îi dau de la început? Da. Italiano. Deci așa și încă o dată. Da. Deci acum, da, și trebuie să auzim cum zice... Când zic sono romena, pe spate se aude, guarda. Ia. Sono romena. Băi, ești nebun să aude șoapte, guarda mea. Deci nu e glumă, deci nu. Și tu eram singură în casă și am, uite, am mâinile reci și acum, nu poți atinge, dar crede-mă. Băi, mai dă o dată, mă. Mă sperii ușor. Dar asta unde e? Deci era într-o casă singură? Da. Acum crezi în fantome? Nu, se uită foarte multă lume la și televizor zică, și nu aș nebunit, vrea... Aia, se uită copii și nu aș vrea să pun niciun copil în situația în care să... Ia, stai să auzim, ia zis. Să auziți cum zice guarda mea, e o voce de nicăieri, nu? Ia. Da. O pierdere în scara apare cu este dialeti. Sono romena. O del est. Da, am auzit și eu. Băi, ești nebun. Da. Așa, între timp ce am mai făcut, am vândut casa. Nu cred. Da. După aceea am aplicat pentru un MBA în Stockholm, pe Business, Innovație și Antreprenoriat. Și de asta pleci acolo? Da.
am stat ca un câine în weekend și am învățat 24 din 24 pentru testul TOEFL, care este foarte greu. Nu m-am așteptat. Eu vorbim totuși o engleză destul de bună, dar e foarte greu. Și sunt încântat, așa, sunt... Și deci mâine pleci în Suedia. Da, și sper să iau unul dintre astea trei castinguri. Fii atent, după ce le iei pe toate trei, sau măcar unul dintre așa. Ele, treci pe la noi pe aici și ne povestești? Da, da, da. Tu ce faci? Mi-era dor de tine și jur, ai o energie foarte bună. Nu am eu cea mai bună, că știi că vin cu altă energie în mod obișnuit, dar acum sunt puțin așa... De mesaj, nu? De... Tu ai auzit vreodată când erai mic pe cineva, voce. O voce, ceva? Ai avut vreo situație din asta? Cred că da, nu știu, mi-aducă. Nu, 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 gândește, ai avut? Sau Andra ți-a zis vreodată, că Andra este, ea este foarte credincioasă din câte am văzut eu, nu? Ea ți-a zis vreodată de o experiență din asta puțin mai specială? Eu am avut experiențe datorită faptului că cred în Dumnezeu, în momente în care simțeam că aveam nevoie de ajutor în momentele alea și simțeam că dacă cer din suflet, îl primește. Maria. Da. Ai grijă de tine. Ia uite ce ai. E un semn. Un inel cu o cruce. Cu o cruce. Acum vedem numai semne. Îți mulțumesc frumos. Ne vedem data viitoare mai plin de viață. Mai, ești minunată. Data viitoare mulțumesc. Ne îmbrățișăm. Nu. Ce stai în Suedia? Da, să scăpăm de COVID. Nu știu. Chiar nu știu. Depinde de întâlniri. Depinde ce o să fac acolo. Când te întorci, vii la noi, da? Vin cu plăcere. Bine. Vă pup pe toți. Pa. Spor la treabă. Maria Dinulescu, super actriță și super faină fata.